Salut, prieteni, din nou, Ilie, bine ați venit la un nou clip de-al meu. În acest clip vreau să vă prezint un card de memorie de la Hama, un card de memorie cu care se poate filma 4K pentru camera ce v-am prezentat în video anterior. Pentru a filma 4K cu acea cameră de acțiune, o să trebuie neapărat un card de memorie care suportă tipul de filmare 4K, Full HD și Ultra HD. Deci avem un card de la Hama, microSD HC TMUHS2 card. Merge pe tip de video Full HD 4K pentru telefoane, camere video, drone, camere foto, tablete și așa mai departe. Are o viteză de citire de până la 200 de mega de pe secundă și o viteză de scriere până la 60 de mega pe secundă. Așa. Are 32 de giga memorie și vine cu un adaptor. Acesta este cardul, acesta este adaptor. Și să vă citesc, sper că se înțelege, dacă nu se înțelegem ce scuze. Mediul de stocare profesional care permite scrierea și ștergerea datelor de câte ori este necesar. Permite viteze de transfer extrem de rapide ale datelor până la 312 mega pe secundă între cardul de memorie și terminalul compatibil UHS-II, special adaptat pentru înregistrarea video 4K. Este recomandat în special pentru telefoanele mobile compatibile cu UHS-II și computerele label PC compatibil. Ideal pentru fotografii sportive, precum și înregistrări video Full HD sau 4K de înaltă rezoluție. Adaptor SD UHS-II inclus, compatibil cu dispozitivele UHS-I. Modelul adaptorului este microSD de mare capacitate, microSD HC. Rata maximă de transfer de date 200 de mega pe secundă, capacitate memorie 32 de giga. Standardul UHS-UHS-II, linie memorie perfectă pentru 4K, clasă de viteză standard, clasă de viteză UHS-III, clasă de viteză video V60, scopul livrării, adică un card microSD HC, un adaptor UHS-II ST și de cine e distribuit. Cam asta în mare parte. Bun, am desfăcut pachetul, acesta este adaptorul. Bun. Acesta este cardul de memorie de 32 de giga. Nu prea se vede că e cam întunecat, dar îmi cer scuze. Este foarte, foarte mic. Dragilor, cam asta a fost în acest video. Eu vă mulțumesc de vizionare. Sper că v-a plăcut. O să urmeze video 4K cu camera, acum că am și card special adaptat pentru videoclipuri 4K. Până data viitoare, vă doresc numai bine. La revedere!